Kaliacra și bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi facem o vizită frumoasă, undeva unde nu cred că ați mai fost pe multe canale de YouTube, și mai anume, la Mausoleul Mateiaș, aflat în Câmpul Mușel, județul Argeș, în drumul către Rucăr-Bran. Nu multă lume a ajuns aici în zonă, deci am decis să vă arăt acest mausoleu, adică cel din fața mea. Este un mausoleu dedicat eroilor care au murit în primul război mondial, aici pe fronturile din județul Argeș. Haideți să vedem ce înseamnă acest muzeu și cum arată el și în interior și deasupra, și să-l vizităm frumos împreună. În primul rând avem de urcat câteva trepte, nu chiar așa de multe, dar sunt destule. Să vedem cât costă și biletul de intrare la acest muzeu și să vedem, într-adevăr, cum arată fiecare bucățică din acest locaș foarte frumos și interesant. Păcat că nu este chiar așa de mult vizitat. Acum este o zi de miercuri pentru mine, pentru voi. Nu știu ce zi este, dar vă salut și să vedeți frumusețea acestui muzeu. Iată, taxa de intrare 6 lei. Elevi, studenți sau pensionari 3 lei. Bine, haideți să îmi iau bilet. Foarte frumos din partea lor. Nu mi-au cerut bani de intrare. Am întrebat dacă pot să filmez. Nicio problemă, pot filma. Dar uitați cum se vede totuși de la primul nivel priveliștea de aici. Undeva în partea aceea sus pe colină, după brazia aia, stă bunica mea, unde o să și vă arăt într-un vlog, după acest vlog, cum este viața la țară. Dar până atunci, hai să vizităm acest mausoleu. Avem în față o scriere mare. Ne plecăm cu venerație în fața sacrificiului suprem al bravilor eroi ai neamului, apărători de neam și de vieți ai ființei noastre naționale, iar la chemarea patriei vom ști să ne jertfim și noi pentru păstrarea independenței și suverenității României. Deci, un gând foarte frumos pentru români. Aici sunt reprezentați eroii care au luptat împotriva dușmanilor noștri. Hai să vedem ce scrie și în cealaltă parte. Pentru onoarea patriei și a drapelului, pentru făurirea unității României, noi am apărut cu bărbăție și credință în victorie până la suprema jertfă a Pământului Sfânt al țării, lăsându-vă vouă, generațiilor viitoare, o națiune liberă și independentă. Și acest câine ne păzește pe noi să nu vină vreun inamic să ne cotropească. Așa erați. Ne continuăm drumul către următorul nivel din acest mausoleu. Este construit între anii 1916, bine, nu construit între anii 1916 și 1918, dedicat primului război 1916-1918. Și acum mergem sus în capelă să vedem ce avem și pe acolo. Nu știu cât de multă lumină va fi, dar voi încerca să luminez la editare ce se vede pe aici. Ce răcoare e? Da, sunt reprezentații ale ostașilor români. Deci nu e o biserică, este o capelă pentru eroi din primul război mondial. Să vedem unde duce această scară. Aici e închis, nu duce nicăieri. Deci ne întoarcem. Să coborăm, vedem. Trebuie să aud voci în jos. Aici sunt numele celor care au decedat în timpul războiului și trecuți aici ca și recunoștință pentru ce au făcut ei în timpul războiului. Da, să-l avem și pe Sfântul Gheorghe Sus aici, care apără pe cei care au luptat. Lume frumoase, platonel major, sergent instructor, locotenent colonel, sergenți, caporali, soldați foarte mulți, nume necunoscute care cred că n-au fost soldați, dar au luptat pentru pacea și războiul din lume, că s-a fost război mondial, nu a fost război local. Da, frumoase vazuri lefurile sunt făcute doar din pietricele micuțe, reprezentând soldați, o muncă foarte, foarte mare pentru a face acest lucru, să se vadă. Ia uitați cât de frumos se vede. Frumoase picturi sus. Să vedem și cum arată muzeul dinăuntru. Sunt multe lucruri interesante și acolo, dar construcția este foarte interesantă, mai ales că aceste roci de granit sunt aduse tot de aici, din zona. Este și o carieră de extras cimentul, se cheamă carieră de la Mateiaș, de unde vine cimentul în toată zona Munteniei, inclusiv în București, unde a lucrat și bunicul meu. De asemenea, la acest combinat din fața noastră. Toate rocile vin de acolo de sus, de unde, deasupra steagului, de acolo se extrage acest tip de roci. Dacă, de fapt, în față se vede un excavator care încă mai sapă. Nu cred că îl vedeți voi, dar încerc să dau un pic de zoom. Dacă nu, îmi pare rău. Deci de aici, din zona asta, vine și cimentul în București. Sau nu neapărat în București, și în alte părțile ale țării. Dar uitați cât de frumos apare, cer scuze de pauza soarelui, cât de frumos este în această zonă. Dacă aveți drum către Rucăr, veniți și vizitați acest mausoleu, căci merită. Taxa de intrare este doar de 6 lei la muzeu, iar dacă vreți să ajungeți sus, sus aici, la capelă, nu vă costă nimic. Iar pentru un muzeu, 6 lei de persoană este nimica toată. Vă las un pic cu niște imagini de aici. Pădure frumos. Ia uitați ce zonă verde și frumoasă avem. Gata, copiii au ieșit de la muzeu. Cățelul încă îi păzește sau vrea ceva de mâncare. Și o să vedem și noi muzeul de istorie de aici, din Mausoleul Mateiaș. Intrăm și în muzeu. Programul de vizitare este de luni până lunea, de la 9 la 4, iar de marți de duminică, de la 9 la 5. Haideți să vedem muzeul de istorie al acestui mausoleu. Și ne spune așa, prima intrare. Câmpulungul nu a fost cucerit de dușmani. El a fost abandonat din cauza evenimentelor întâmplate pe celelalte fronturi din luptă, timp de 45 de zile, un inamic puternic, bine înarmat și special echipat s-a ecuzat în forțări sterile, fără să reușească a sparge zidul de stâncă care opunau piepturile românilor. Scris de C. Cristescu. Haideți să vedem muzeul. În fundal, ia uitați aici. Da, în fundal se aud sunete militare. Și asta e gruparea tuturor forțelor în timpul primului război mondial. Cele cu roșii sunt statele Antantei, cele cu albastru sunt statele puterii centrale, cele verzi statele care au rupt relațiile diplomatice cu puterile centrale ale statelor neutre. Da, avem așa Canada, bine, acolo nu prea s-au făcut multe războaie, aici în Europa. Portugalia, Franța, Germania, albastru, Marea Neagră împreună Rusiei cu roșu, bineînțeles. Și acesta este muzeul. Uitați cum arată uniformele. Costum de colonel de infanterie, mantă soldat de infanterie. Și drapelele foarte vechi și frumoase. Și asta e zona geografică în care s-au desfășurat luptele pe frontul Bran-Câmpulung din 30 septembrie până pe 15 noiembrie 1916. Uitați aici, este Câmpulungul. Da. Și noi suntem undeva pe Rucăr-Bran, sus. Da. Undeva pe aici suntem noi. Și tot așa. Aici suntem noi, de fapt, la Mausoleul Mateiaș. Și zona asta s-au făcut războaie, tranșee pentru a stabiliza frontul de luptă. Dar spune pe aici nu se trage, în zona aceasta a Câmpulungului. Și foarte bine au făcut. Se spune că Câmpulungul nu a fost cucerit de dușmani, el a fost abandonat din cauza evenimentelor întâmplate pe celelalte fronturi de luptă timp de 45 de zile. Un inamic puternic, bine înarmat, special echipat, s-a epuizat în forțări sterile, fără să reușească a sparge zidul de stâncă în care se puneau piepturile românești. Iar alt colonel spune După retragerea de la frontieră și luptele de la Dragoslavele, regimentul 23 din Ploiești scrie o nouă pagină de glorie în istoria armatei române, prin rezistență ce opune pentru apărarea muntelui Mateiaș, care preia cheia orașului Câmpulung, bârnând Valea Dâmboviței. Foarte frumoase vorbe ale acestor oameni. Și aici avem acest colonel ce au luptat și au condus armata în primul război mondial. Și, bineînțeles, că au și murit, din păcate. Eroi căzuți pe frontul Rucăr-Bran, Dragoslavele, Câmpul Lung. Și aici avem o hartă mare a României, cum arăta înainte de primul război mondial. Dacă vedeți frumos, aici avem Durostor și Kaliacra, două regiuni ale Bulgariei, momentan ale Bulgariei de acum, dar înainte erau ale noastre, și plus că mai avem sus partea Moldovei, da? Cele două părți din după al doilea război mondial, sau o parte s-a dus Moldova și Transnistria a rămas la... Aici mă pierd, cu prea multă istorie nu mai zic nimic, știți voi mai bine istoria decât mine. Avem foarte multe lucruri frumoase aici în România, păcat că nu sunt vizitate. Și aici avem câteva semne de armă. Niște blanzone, cum s-ar spune. Bă, dar zis că trecem pe aici, omul. Dar zis că trecem pe aici. Nu, vrei. Și aici avem, reprezentând, nu știu cât de bine se vede, da, dați drumul la... O să vedeți o simulare, un atac în timp de noapte. Ok. Deci o să vedem acum o simulare de atac pe timp de noapte.